Pentru că numai prin această prestație
care sunt elementele acestea în legătură cu practică? Ia să împreună cu Consiliul Județean al județului Caraș-Severin, am elaborat strategia de dezvoltare integrată a turismului în Banatul Montan și în Banatul de Sud Serbia, în cadrul programului de vecinătate România-Serbia. Aici s-au urmărit elementele pregătate priorități ale tipurilor și formelor de turism. Turismul rural a deținut o prioritate importantă. Felul cum s-au dezvoltat vecinurile agroturistice, vecinurile rurale și comparativ cu sărașele care sunt pe partea Serbiei, deci s-au făcut o serie de comparații care au dus la idei pertinente în promovarea turismului rural și agroturismului în Banatul Montan. De asemenea, am avut în cadrul Universității de Vest un proiect în care am analizat la nivelul întregii României, deci mie mi-a revenit partea de Banatul Montan și au fost pe o tegea de sub de Banatul și pe toate zonele importante, toate provinciile istorice cu elementele tradiționale, cu elementele de specificitatea satului românesc, deci am urmărit arhitectura tradițională, rurală și preluarea ei în aceste versiuni, în arhitectura versiunilor rurale care s-au ridicat, care au fost ulterior dezvoltate. Niște direcții strategice asupra turismului de pensiune la nivel național.
de zi. Așa că vă rog să veniți și să le educați legitimitate de bibliotecă. Ideea de la care a pornit acest proiect este cea de realizarea unui catalog cu pensiunile naționale și un portal care să reprezintă toate pensiunile de la nivel național. Să acceptez puțin asupra beneficiilor.
Și eu sunt pe jupele întregi la SRE. Ce înseamnă întreg? De fapt,
peste 30-20 de județe din România, 1000 de localități, 20 de camere în total de asemenea din noștri. Suntem tot din 1994, membra Federației Europene de Cultură Scolar, Euroșii, de cunoscut atât pe plan politic și internațional și care dorește ca în Europa calitatea standardului de vrei să fie pe de plecare. Susținem, bineînțeles, ținând de la târguri de turism, evenimente locale legate de gastronomie, de tradiție, de cultură. O să încep să vă prezint un exemplu de bună practică în pensiune. Ce înseamnă succesul în turism? E foarte greu, așa cum scrie și pe ecran, ca o pensiune să fie catalogată de succes sau insucces. Există niște factori care determină acest succes. Amplasarea, bineînțeles, a pensiunii, dacă corespunde din punct de vedere geografic și, bineînțeles, există acces până la această pensiune. În România, cred că toată lumea suferă de sezonalitate, oare și la noi nu avem stațiuni care să fie complementare din lume de sezon, din păcate. Accesibilitatea, cum spuneam, de drumul ca să ajungi până la pensiune. Iar patru minute, ceea ce ține de proprietar, de prestatorul de servicii în turism, ar fi viața pe care știe să-l ofere și ospitalitatea pentru turiștii care vin în pensiune, să fie o calitate a produselor hotelieri, produsele însemnând atât cazare cât și masă, cât și agrement sau alte activități legate de turismul de pensiune. Bineînțeles, dânșii trebuie, într-adevăr, să cunoască sau, așa cum prevede și acest proiect, să tânări, să cunoască o mai bună promovare a pensiunii la nivel național, să începem chiar regional, național și internațional, să aibă câteva programe specifice pensiunii și zonei. Și, bineînțeles, ar trebui să se creeze, în primul rând, o legătură, acum discutând despre pensiuni, efectiv niște capacități de cazare foarte mare între proprietari și gazde, turiști. Adică să creeze o relație familială pentru ca turiștii să se simtă bine, să se simte ca la el acasă și să poată reveni cu plăcere. Important.
divided in districts. Nord-Barent district with an administrative situation Kikinda, Central-Barent, which is situated in Nenen, and South-Barent, which is administrative situated in Barent. În Bahama se des avem de face cu trei districte, unul e caracterul la Kikinda, celălalt la Sejan, celălalt la Pace. Required to have additional investments in the promotion of tourism.
Activitatea din turism este mai puțin atractivă decât normal, datorită veniturilor din care se plasează și necesității de investiții suplimentare în promovarea dezvoltării turistice. Și acolo
Ministerul Existent, și acum are o șansă și posibilitatea de extraordinar de a se dezvolta prin organizarea de congrese, prin mărturile existente, prin turismul rural și artelan. Habitaturilor păturile și frumoaselor peisaje și pădure, o parte din păturile acestor munți au fost puse sub protecție în 1922 ca și parte. Cărări de asemenea pentru jogging, da, diverse facilități pentru realizarea sporturilor
și chiar un bazin de rotopată termală, acesta fiind unul dintre atracțiile principale din Regala de Bani. Să negociezi, deci, practic, propoziția de valorizată din ce ce mai mult în fața clientului. Poate mai mult important să aduci banii pentru marketing în mod eficient. De fapt, ce trebuie să știi despre piața noastră? E foarte important să facem o a 6-a cercetare de piață. Sună poate prea și puțin, dar o documentare, o informare, în ceea ce privește clienții noștri, este esențial. Și mai bine să aflăm ce își doresc turiști. Își doresc confort, își doresc relaxare, își doresc să aduce produse tradiționale. Pentru ce vine în zona noastră? Pentru ce vine pensiunea noastră? Tot timpul, ca și proprietar de pensiune sau manager de pensiune, trebuie să aveți această preocupare ca și element central. Și marketing în special, atunci, și atunci când e făcut ca o preocupare permanentă, nu minte de gând. Dacă îți arată timpul minte ce îți dorește clientul și veți încerca să îl mulțumiți cât mai bine, veți avea de câștigat. Nu trebuie să scăpați din cap, din vedere concurența. Nu sunteți siguri pe piață, cum vă spuneam, apar chestiuni, uneori de pădurea pe alta, în unii zonă. Se diversifică opțiunile pe care le are un ceva bine în zonă. Și atunci trebuie să aflați ce face concurența. Trebuie să știți tot timpul cine mai găsit o pensiune, ce oferă acolo, la ce nivel de preț, ce fel de facilitățare, ce oferă plus în față de banala, cazare și masă, cum face promovarea pensiunii, ce succes are, are cooperativul de mașini sau nu are cooperativul de mașini. Cum se descurcă? E foarte important să vă locați timp și pe toți. Și nu în primul rând, trebuie să înțelegeți foarte bine raportul celor oferte și evoluția acestui. O mare parte din proprietarii de pensiuni cu care am discutat înțeleg că există o sezonalitate foarte puternică. Sunt câteva luni de vară, special la pensiunile din zona montană, luni de vârf, iulie-august, sunt și luni dezastroase, gen noiembrie ianuarie, pe care am afecțat, și sunt luni cât de cât ok în respond. E foarte important să înțelegeți asta, foarte important să înțelegeți și în funcție de ce pensiune aveți, dacă este turistică, veți avea probabil o încărcare mai mare în lume și o încărcare mai mică în timpul săptămânii. Să veniți cu soluții să crește prima de încărcare în restul timpului. Dacă aveți o pensiune care are un client de tranzit, o pensiune pe un grup european, unde vine de obicei cu omul de business, se situația simplu să veți avea o problemă în lume și veți avea încărcare mai mare în timpul săptămânii. Iată câteva metode ieftine prin care putem să acumulăm informații despre piață, despre client, despre afacerea noastră și modul care noi ne poziționăm în această piață. Putem să citim diferite resturi disponibile în momentul ăsta pe internet, de ce mai accesibil. Putem căuta niște statistici locale sau naționale, nu sunt cele mai relevante în România asta, este a mine neapărat că e din la cadeniță, pătără, niște preții, dar aș vrea să puntez câteva elemente esențiale care sunt la mâna dumneavoastră. Puteți să le faceți foarte ușor, puteți discuta cu turiștii din această primă. Este o sursă de informații foarte utilă. Sunt proprietari care reușesc să aibă o relație chiar de prietenie cu turiștii care vin în noastră regală. Sunt unii care nu se simt foarte confortabil în acest tip de discuții. Sunt instrumente simple de marketing pe care le pot pune în practică, în cazul ăsta, un mini-chestionar, bine făcut, bine gândit, care să nu consume foarte mult clientului, combinat cu ușoară motivație pe care le ofer clientului, îi las și în cadrul în ultima zi de ședere, și oferi un mic avantaj. Dai ordine de cele pentru următoarea ședere de pensiune noastră, ori îmi faci cadou un bordelet mic de gen de părinte, orice pe care puteți face să-ți dea acel feedback, să-ți scrie ce crede, ce i-a trebuit, ce nu i-a trebuit, ce i-a lipsit, ce ar fi pus să mai facă, cât de mult s-a trebuit. Ce anume l-a determinat să mai vină, să mai stai, ce anume l-a determinat să recomande altora să vină și să stea în pensiunea respectivă.
Este foarte important să cereți ajutor din el. Sunt clienți care fac asta din propria inițiativă. Prima dumneavoastră nu le propune ceva. Vă văd că sunteți proprietari și vă spun, uite, nu-mi place că apa de la toaletă curge tot timpul vasul toaletei și nu să luăm. Aspecte minore pe care poate nimeni nu le ia în calcul. Dar dacă este important, vă va ajuta aceste informații foarte. Ce mai puteți face? Vorbeam de concurență. Ok, o simplu observație. Vedeți că au făcut de-a mine, se descurcă, tot timpul au făcut niște. Începeți să mai discutați cu unul cu altul, mai aveți cu un alt, deci din acolo ce ne place. Dar puteți face mai mult, puteți mai multe telefon. Pentru că, în termen de marketing, se numește cumpărătări misterios. Practic, jucați cu unul cu mine. Alo, pensiunea, cu tare, da. Vreau și eu cum să jur la mine asta. Ce nu vreți? Dar răspundiți-vă și de ce aș vrea la mine asta. Veți avea o oportunitate să aflați cum alții își prezintă și își văd serviciile, nu mai diferit decât o faceți dumneavoastră. Cum își combina serviciile de bază, de cazare și masă, cu alte beneficii pe care le-am oferit în turism. Învățați să vă facă de la conferință și conferința nu trebuie să fie din zona dumneavoastră. Pentru că sunt zone mai dezvoltate unde lucrurile au evoluat și așa zici concurenți, deși nu sunt concurenți direcții, că nu sunt pe zona dumneavoastră, tot concurenți sunt în piața turistică. Au aplicat astfel de tehnici de la interiorul voastră. Veți învăța de la ei. Puteți să vizați o pensiune de succes din plină cu copii. Veți avea foarte multe lucruri voi și vă vorbea de cum să faceți și dumneavoastră. Am și eu tot de caz concrete pe tema asta și vom discuta ei bine în partea a doua persoană. Acum să discutăm puțin despre mixul de marketing. Poate sună prea teoretic, dar de fapt, ce e acest mix de marketing? Ansamblu de elemente de marketing care vă ajută în dezvoltarea și exercitarea afacerii noastre de viață. El se mai numește în mod tradițional mixul celor 4 P. Cei 4 P erau cele 4 elemente esențiale de mix. Produs, primul P, vorbim apoi de preț, de plasare și de promovare. Să vedem pe produs. Pe ce o vedem? Ce mai oferim? Foarte important să facem listă timpul. Poate ce oferim clientul? Cum pot să mai lucru la aceste elemente ale produsului și serviciului pe care le ofer, ca să atrag clientul? Preț. La ce preț ofer aceste produse și servicii? Cum le pot ajusta în funcție de situația clienții? Ce oferte speciale pot face? Ce pachete de produse la prețul promoționat pot lansa? Plasarea. Cum îmi vând eu aceste servicii? Cum îmi umplu eu pensiunea? Sunt diferite opțiuni. Unii vin pentru că au mai fost odată. M-au descoperit și vin. E o situație destul de neinteresantă să-mi bazez dezvoltarea afacerii, că am mai așteptat ca un client să vină în pensiune, să te descoperi și apoi să revin. Deși m-a mirat foarte mult să uităm de pensiune, doar asta fac. Ei bine, puteți să faceți parteneriat. De la un simplu parteneriat cu un șofer de taxi dintr-o metropolă apropiată, care mă duce turiștii din pensiune din zona, care îi puteți da la comisiuni, ca din care vă rog, vă rog, nici care vă rog, vă rog, să nu fac puțin anul asta. Dar am vorbit cu agenții de turism care sunt cele interesate de zona, încât să promoveze pachete de servicii pe turist local, în România și în România. Deci e foarte important să gândiți cum vă maximizați serviciile și pot să oferite prin colaborări cu parteneri de distribuție de vânzare. Și gândiți că la ce? Nu știu dacă ați văzut la anumite localități, sau oamenii cu cheia și au făcut o lucrare. Și așa e o metodă prin care, practic, dai o comisia mea lor, care îți aduce un turist în pensiune. În ultimul rând, promovare. Pe marketing mix de marketing tradițional. Poate dacă, în cazul de pensiuni, nu doar acelea sunt acei pete care trebuie să ținem cont. Dar trebuie să promovăm. Trebuie să fim prezenți în mintea clientului, trebuie să ieșim în evidență
Trebuie să știi cum să ne facem cunoscuți și asta o facem prin promovare. Acum, am vorbit despre promovare. Promovarea prin internet este de ce în ce mai utilă și eficientă în promovarea serviciilor turistice. S-a constatat și mai mult și la nivel local că internetul reușește să aducă turiști furnizori de servicii turistice. De ce? Dar majoritatea sunt prieteni și mai lucrez cu ei, cu oameni, cu ei, cu mine, 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 cu mine,
să ai o bază de date cu clienții tăi, care sunt cei mai valoroși și conștienți că vreau oamenii care au văzut un avantaj și un avantaj care s-a făcut un beneficiu. V-au trecut planul. Că de ei rezbinde cel mai ușor la o perioadă de timp să primească. Pentru că ei deja au fost convinși să fie o dată la dumneavoastră și au avut cu banii dumneavoastră. Deci este eonat să nu ai o bază de date. Aici vorba de campanii de e-mail, trimitere de mesaje de e-mail. Dacă ați avut o bază de date cu 1000 de astea de clienți, ați primit o ofertă promoțională, o perioadă de rea, sunt absolut convinți că unii, dacă o ofertă este bună, vor veni la dumneavoastră. Am vorbit puțin de acele lipsuri de marketing. Foarte important este să ne dăm în zona asta. În zona serviciilor. Nici de marketing se extinde. Mai primim doar pe cei 4P de produs, de preț, de plasare și de promovare. Avem trei elemente esențiale în serviciul turistice. În serviciul turistice. În primul rând, personalul, oamenii, echipa care face treaba, apoi procesele, procedurile, modul în care noastră vă organizați tot acest proces de la bun venit pe ziua noastră până la revedere și, sigur, probele fizice sau contextul material. Imaginați-vă că nu oferiți doar servicii, oferiți cadrul material, acele servicii se oferă un cadru material concret, despre asta vorbesc aici. Dar să le luăm pe care sunt foarte importante. O să încerc cel mai simplu de zi, dar probele fizice. Păi, în cazul de fizice, ce oferiți? Oferiți confort, un decor, creați o atmosferă, o ambianță interioară, exterioară, aveți niște dotări acolo. Dar nu trebuie să le priviți doar ca și dotări materiale. Vă dau un exemplu, atenția că se arată intensiv. Tot e perfect, arată totul lumea, nu se spune. Cazul mare am întâlnit de compensiune, dacă se zice că la nivelul la care mă poziționați, totul e perfect. Dar fiecare care vine să ia comanda, are cam așa pătat. Are cravata astăzi, iar sunt aspecte care poate nu par importante. Sau meniul pe care vreau să-l aveți și e foarte bine realizat la este plin de grăsime, este lipicios. Mare și o musculiță prinsă dacă. Imaginați-vă că acel adu material este schimbat total. În ciuda investițiilor pe care le-ați făcut, un aspect așa, minor, poate schimba tot percepția de investiție ce o vreți dumneavoastră. Și acum să discutăm despre oameni. Cea mai importantă resursă în proces de furnizare de servicii și procesul de servicii turistice. Angajați, managementul, patronul sunt elemente esențiale în atingerea unui nivel de satisfacție a clientului ridicat. Vă dau un exemplu. Era la Constanța la prezentarea de la Constanța. În prezentarea de la lucruri care am spus în noaptea, iar unul am zis, hai să mă prezent la ora 6, sigur, spun la recepție să vă prezează. Pe zbuna, dimineața sună telefon. Lumina ceas era 5. Dar sigur că e 6. Dar nu este 6. Dar urmă la televizor. Urmă la ceasul pe televizor. Ora 6, ora 5. Sună recepție, dimineața ceasul urmă, a zis că ora mai devreme. Cum s-a întâmplat? Ah, din ce mii de scuze, ceasul meu a mai luat cu dat. Imaginați-vă că oamenii, toate palierele, pot crea un lor modul de lucru, care dezastră generația de pierd. Imaginați-vă că în loc să greșească o oră, să greșească o zi de rezervare, aveți un grup de străini, vor să vină la toate persoane și pentru că e mai adormită colega de la ești, greșiți de o zi și nu aveți să vă se. Deci e foarte important ca oamenii ăștia să fie bine instruiți, să fie bine pregătiți și în strânsă legătură cu procesele, cu procedurile. Deci oamenii trebuie să lucreze altfel, nu se va întâmpla la un lucru. Și să detaliem puțin aceste procese și proceduri. Trebuie să vă imaginați de ce o fi de dumneavoastră pe etapă. Vă spuneam, de când o să știu o impresiune, ce face? Cum îl întâmpinăm? Îi dăm bună ziua. Îl servim cu hotărâm de marică sau măcar cu amărege. Îl conducem spre cameră. Îl întrebăm ce vrea să facă. Dar aceste procese trebuie să fie o procedură. Trebuie să încercați să oferiți cât mai mult. Primul contact e foarte important. Dacă veți încerca să vă și învățați partea mea, dacă veți încerca să vă și ce altceva poate să facă în zonă, cum
să îi dați informația despre liderul acestei zone, ce anume merită, ce nu merită. Dacă îl consultați în zona asta, e acum mai mulțumit. Vă dau câteva exemple concrete ca să înțelegeți cât mai bine ce înseamnă procedurile. Mă duc în momentul în care sunt stau pe sine. Stau pe sine cât mai bună. Mă duc la cea mai modernă agresiune. De la practicul lui Jotel, avea și timp. Confort extraordinar. Totul nou, saltele extraordinar confortabile. Mă, ca să zic, nu sunt foarte puternic de deodoranți, de chimicare parfumată, de detergenți parfumați. Nu are ce să ce spune, doamne, ați curățat camera, e foarte puternic de rost. Acum ai lăsat ce vă rog de mine, să nu mai folosesc. Nu e foarte mare zile ce e regulat, dar ce vă spune pe oamenii, mă deranjează. Mă, doamne, zic, la fel, când mă întorc în cameră, un miros de teustrate, dar nu cumpărat de curăță acolo, când a stat cu un spune.
să vă explic. Ei explic relația lui. Niște limitați. Dar ți-i zic de ori. Nu știu ce să mai fac. Care e diferența între o procedură și o informare de bară? Păi, dacă le spui, dacă nu verifici, dacă nu ai ciclul de verificare, nu rezolvă problema. Dacă te dau câteva soluții ca să înțelegeți ce înseamnă procedură. Dacă spune așa, anume, dacă te prind că nu respecti, în ziua nu mai ai nimic din pașici. Nu mai ai importat la parte din pașici. Vă să spun că o parte era unul mai atent. Dar și mai simplu, ca să ne înțelegă la un banc, unul dintre noi în fiecare zi, când ies la curule din mașina spre pase, stă cu ușela și stă și ne împachetează cetățenii. În felul ăsta, și cine ia direcția de dată? A eliminat orice fel de probleme. Deci, banii nu fac ceva de genul ăsta. Vă poate rezolva probleme serioase. Nu vreau să spun că puteți scrie cu multiple. În restaurantul pe care l-am menționat, îmi dau muștele. Ea nu au un fel de obligatoare de muștele proaspete astea. Dar ea au muștele moarte, pentru că ferestre, trezite pe masă, un sistem de genul ăsta în care să scade miștele. Poate că mă sunt capăstisitor, poate că mă sunt important. Dar foarte mulți oameni care nu au stat și înțelegeau că nu se răspoară și la multe. Aveau problema să mergem în trei unde nu știu că erau un stat de cura care le dau asta. Să intre puțin că eu am dat la concreta promovării online. Aveți aici un sal, fullbuy.ro, care puțin două dă. 90 de euro pentru o noapte de cazare de 500 de euro. Atenție, o preț bun. Două persoane cu mic de jurnicus și acesta pe și. Sună bine, nu? Vedem că reușește să vândă 37.000 de astfel de cază. Oferim această reducere. Deci acesta sunt site care oferă reduceri foarte bune. Eu greu de crezut. Reduceri de minim 50% cu oricare vă oferești. Spun, doamne, pot să-ți promovez o ofertă promoțională, dar trebuie să ai minim 50% de peste asta. Iată cum restaurantul București reușește să vândă 800 de astfel de ofertă. Normal, de București.
protesteze de restaurant, să aibă un meniu la preț favorabil. Și puteți să credeți în mine. Cum a gândit aici un meniu de pastă cu plătite, credeți că astăzi se face să cu o dovedință și nu o plătite cu frăguță. E foarte simplu să faceți asta de campanie. Aveți aici o statistică, cum vă spuneam mai devreme, care arată cât de mult se caută pe internet după cuvinte cheie. Este foarte important să vă gândiți la acest potențial extrem de mare internetului. E un exemplu neactualizat pentru zona noastră, dar e suficient să vă dați seama că sunt sute de mii de oameni care caută după ori după destinație, după stațiune, ori după cuvinte cheie, pasare de stațiune, etc. Asta trebuie să faceți dumneavoastră, dumneavoastră trebuie să vă gândiți că dacă aveți în regiunea dumneavoastră, de exemplu, cazarea de sală de sinceruța. Acolo vreau să presiuniți pe prima pagină de Google. Cum faceți asta? Sunt fericite din optimizare de promovare de căutare. Sunt astfel de experți, unul din orașe mari mai scurt, alții din orașe mici, nu mai puțin scurtate, nu mai puțin experimentați. Dar uneori e atât de simplu să ajungi acolo pe astfel de cătărcere care s-a mai sală de sinceruța, pentru că sunt câteva presiuni de sinceruța. N-a avut nimeni interes să se promoveze, să se utilizeze pentru acea locație. Și atunci vreau să nu aveți concurență în Google. E foarte ușor să ajungeți acolo. Sigur, vă faceți un site pe care scrieți cuvinte în combinația casate să ne zice tu. Vă puneți o idee, dar să vă discuție mai tehnică, n-aș fi mai bine, dar cu siguranță, ulterior, dacă aveți astfel de întrebări, putem vorbi, mă contactați, mă abordați și în sfârșit pe studiu de ușor să facem aceasta. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vizionare!